Bună ziua! Îl avem invitat astăzi în studioul Ziua de Constanța pe comandor Marian Moșneagu, un valoros colaborator al cotidianului Ziua de Constanța, a cărui rubrică săptămânală Lumea Marinarilor se bucură de interes maxim din partea cititorilor. De data aceasta, Marian Moșneagu se află în calitate de contributor al Bibliotecii Digitale Ziua de Constanța, al cărei conținut îl va înnobila cu 7 titluri din cele aproape 20 pe care le semnează în calitate de autor. Cum vi s-a părut propunerea pe care v-a lansat-o cotidianul Ziua de Constanța de a deveni contributor la o bibliotecă digitală? Sărut mâna și bună ziua tuturor. În primul rând, pot să spun că a fost o surpriză mai mult decât plăcută, pentru că scopul, cred eu, al oricărui autor de carte și, în mod deosebit, al meu personal, este ca produsele editoriale care poartă semnătura mea să fie la dispoziția cititorilor, a cât mai multor cititori. Ori Ziua de Constanța nu a făcut altceva decât să multiplice audiența și cititorii care sunt interesați de istoria marinei în general, de personalitățile marinei militare și civile, de istorii și evenimente navale, de istoria Dobrogei sau a armatei, extrapolând subiectele pe care le-am abordat. Așa încât mă bucur că o parte din lucrări sunt deja la dispoziția publicului larg prin intermediul platformei Ziua de Constanța. Vă asigur că până la sfârșitul anului voi mai dona cel puțin 3 titluri și cred că este un exemplu pe care ar trebui să-l urmeze și alte publicații. Repet, pentru mine a fost o onoare să fiu partener și să continui activitatea publicistică, de data aceasta pe plan local, revenind după 10 ani de activitate în capitală, aici, în Constanța, în folosul constanțenilor, al forțelor navale pe care le-am slujit și le slujesc în continuare și, de ce nu, a tuturor pasionaților de istorie. Sunteți de acord că cel mai mare câștig al erei digitale este în favoarea cărții rare și a publicațiilor și a presei de epocă? Nu numai că sunt de acord, am trăit această experiență și satisfacție în funcția pe care am îndeplinit-o la Statul Major General, începând cu 2007, din postura de director al arhivelor militare, unde am descoperit o bibliotecă impresionantă, cu carte rară, cu carte veche. Chiar dacă aproape exclusiv din domeniul militar, pentru că acesta este profilul arhivelor militare, am fost privilegiat să le folosesc și cred că am fost printre cei care am anticipat și, de fapt, am continuat proiectul și inițiativa directorului dinaintea mea, colonelul doctor, profesor universitar doctor Alexandru Oșca, cel care a pus bazele unui sistem de digitalizare propriu arhivelor militare și una din inițiativele mele, în paralel cu digitalizarea unor fonduri prețioase de arhivă din depozitul central de arhivă de la Pitești, au fost tocmai aceste lucrări valoroase din biblioteca Serviciului Istoric al Armatei și a Statului Major General, pentru că o parte din patrimoniul nostru a fost pus la dispoziția Statului Major General, tocmai pentru a fi mai ușor accesat de personalul din conducerea Ministerului și a Statului Major General, dar prin digitalizarea cel puțin 10.000 de exemplare, carte rară și periodice, printre care, desigur, monitorul oastei și alte publicații, anuarele Armatei Române de interes, am creat posibilitatea ca fiecare ofițer, funcționar, înalt funcționar din Ministerul Apărării Naționale, din Statul Major General, să acceseze de la birou acest fond de carte valoros. Iată că acum, în condiții de pandemie, ceea ce am făcut noi în decurs de 10 ani este o facilitate care oferă servicii nelimitate, neîngrădite, oricărui interesat de lucrările acestea valoroase. Pe de altă parte, prin acest transfer în format digital, am
conservat, într-un fel sau altul, aceste lucrări. Unele sunt foarte vechi, 1850, 1860, anuare și buletine ale armatei care sunt ușor deteriorate de timp, de condițiile de păstrare, de transfer, de evacuare și așa mai departe. Ori exemplarul acolo unde au fost unicate, de bază, rămâne intact, bine conservat și păstrat pentru posteritate. Cu toate beneficiile pe care mi le-ați enumerat și care sunt evidente, există totuși o rezistență de neînțeles din partea unor funcționari de a se înregimenta, de a intra în această eră. Refuză cu obstinație. Care credeți că ar fi explicația, în opinia noastră? Am simțit pe pielea mea această formă nejustificată de rezistență și m-am întrebat și eu de ce. Pentru că am avut de-a face cu oameni instruiți, oameni cu expertiză în domeniu, de la care aveam mari pretenții. Și această întrebare mi-am pus-o înainte de a intra în sistem, adică perioada în care am lucrat la Muzeul Marinei Române și ulterior în arhivele militare, pentru că mergeam pentru documentare, pentru licență, pentru teza de doctorat și așa mai departe. Puțini, foarte puțini au fost cei care au venit în întâmpinarea mea cu o idee, cu un sfat, cu o orientare, pentru că recunosc la început, nu știam exact de unde să încep. Istoria marinei este vastă, fondurile sunt împrăștiate la Ministerul Apărării Naționale, în Arhivele Naționale Istorice Centrale, în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, ale Bibliotecii Naționale a României și în alte filiale ale Serviciului Arhivelor Statului. Și atunci mi-era foarte greu. Un singur coleg, pentru că ulterior am devenit colegi, din Depozitul Central de Arhivă de la Pitești, cu care am avut primul contact la sala de studiu, e vorba despre arhivistul Ionel Burlacu, a fost cel care a intuit că nu am experiența necesară, m-a direcționat, m-a orientat, aflând ce mă preocupă, iar la pensionarea domniei sale a avut disponibilitatea să-mi ofere vreo 4 agende în care el, în decurs de 30 de ani de activitate, notase tot felul de date de repere, înființarea unor structuri, redefinirea lor, redenumirea, redislocarea, numiri de șef, de comandant. Și zice, domnul comandant, eu ce să fac cu ele? Vi le ofer, cu siguranță o să găsiți aici informații care vă interesează. Vreau să spun că îi sunt profund recunoscător, le păstrez și acum și ori de câte ori am o nedumerire sau caut o scurtătură, ajung la acele instrumente. Pe de altă parte, fiind în București, la Serviciul Istoric al Armatei, la un moment dat mă contactează directorul unui instituție de artă, un om de altfel elegant și reputat în domeniu, să ne consultăm pe o problemă de interes a domniei sale. Am stabilit întâlnirea, m-am deplasat la sediul instituției, o clădire de patrimoniu pe Calea Victoriei, parcă și acum o văd. După ce am discutat problema respectivă la o cafea, m-a condus de la etajul unde avea birou spre ieșire și zice, haideți neapărat să vă arăt și biblioteca noastră. Pentru mine a fost o surpriză mai mult decât plăcută, pentru că în acea clădire de patrimoniu, mobilierul în sine era de epocă, dar mi-te colecția ultravaloroasă de enciclopedii, dicționare, lucrări de artă și așa mai departe. Salutând-o pe doamna bibliotecară, o distinsă doamnă destul de în vârstă și spunându-i că sunt constanțean la origine, m-a văzut în uniformă marinar, mi-a spus că și dumneavoastră este constanțean și așa mai departe. Profitând și eu de această apropiere, să spunem, am rugat-o doamnă, zic, uitați, lucram împreună cu echipa de la Serviciul Istoric la un album cu uniforme ale Armatei României, pentru că nu mai fusese editat o lucrare de specialitate în domeniu de prin anii 70, colonelul Vlădescu, fost muzeograf la Muzeul Militar Național. Și cât domnul mi-a arătat tot așa niște colecții de periodice și le răsfoiam în sala de studiu, doamna apare din bibliotecă cu un album, uniformele Armatei României, pe la 1800 și ceva. La care eu am rămas blocat, iar domnul director cu emoție, de unde avem asta? De unde cum? Și zic, domnul director, vreau din suflet, vreau și eu o copie la acest. Nu se poate.
până nu public eu, nu aveți nimic. Am rămas surprins, ca să nu spun șocat, mi-au trebuit vreo 3 luni să revin cu telefoane, să insist și să-l implor, să-mi pună la dispoziție și mi-a pus 6 sau 8 fotografii, imagini de acolo, ca ulterior să constat că în biblioteca arhivistică de la Depozitul Central de Arhivă de la Pitești, de la colegii noștri, exista același album. Ei, dacă ar fi fost transferat în format digital și l-aș fi avut pe site-ul Arhivelor Militare, cu siguranță era facil și pentru mine și era și în folosul celorlalți. Ei, de aceea revin și spun, poate această conduită și această atitudine a fost specifică celor care, ca și mine, provenim din epoca dinainte de 1990. Și n-aș vrea să cred că a dispărut în totalitate, pentru că din colaborarea pe care am avut, din discuțiile anterioare, am văzut că inclusiv pe plan local a existat o anumită tentativă de ținere cu tot din adinsul de patrimoniu. Repet, este dreptul fiecărei instituții care are în patrimoniu, în gestiune, lucrări, cum am avut și la Muzeul Marinei și are în continuare, sunt lucrări valoroase, o carte despre Dunăre de pe la 1600 și ceva. Normal că există exclusivitatea aceasta. De asemenea, trebuie să ne gândim la dreptul de proprietate, la drepturile de autor, dar, pe de altă parte, nu este scop în sine de a ține blocată o lucrare valoroasă. Pot fi cărți tipărite, pot fi periodice, pot fi memoriile unora sau altora, să le ții sub cheie doar pentru că aparțin instituției X sau Y. Deci sunt adeptul păstrării identității și proprietarului, dar punerii la dispoziție pentru marele public. Cred că aici, și recent, vă dau un exemplu, s-a stins din viață în această toamnă reputatul dirijor maestru Marin Hudițeanu, cel care în anul 1951 a lansat în spațiu cultural, militar și național celebrul ansamblu ostășesc Albatrosul. El s-a identificat, cariera lui s-a identificat cu evoluția și ascensiunea acestui ansamblu și în momentul în care după 1990 s-a pensionat, a dispărut și acest ansamblu odată cu el. Cu 2 ani în urmă, un grup de foști militari în termen marinari care au activat la acest ansamblu și care și-au continuat activitatea fie în domeniul artistic, fie în alte în varie domenii, dar cu amintirea plăcută și a maestrului care trăia încă și a anilor petrecuți la Albatrosul și pe marile scene ale Constanței și ale țării, s-au reunit la Mangalia și m-au contactat aflând că mă preocupă istoria marinei și mi-au propus să facem un pliant și așa mai departe. Ei, de la acest proiect am ajuns la un album care se află la machetare, la editura militară, Legendele Albatroșilor, adică ansamblu în sine, dar și cei care au devenit albatroși prin adopție și stagiul militar satisfăcut la marină. Gândiți-vă că nu există un fond de arhivă special al Albatrosului, pentru că instituția în sine a fost parte din diferite unități. Și atunci, normal, m-am îndreptat spre presa locală. Am căutat să găsesc informații cronici, artistice, unde? În cel mai cunoscut ziar local de atunci, Dobrogea Nouă. Dar n-am găsit-o în format digital. Și în condiții de pandemie mi-a fost greu să merg la biblioteca județeană și așa mai departe. Iată ce înseamnă a pune la dispoziție în format digital și a putea accesa de la distanță orice publicație, indiferent de epocă. Pentru că, indiferent de atitudinea noastră și comentariile la ce a fost, ce este și ce va fi, presa rămâne o sursă de informație primară. Și susțin mai departe ca cât mai multe publicații, cât mai multe periodice să fie puse la dispoziție sub această formă. Repet, odată pentru că suntem limitați în mișcare, doi, salvăm publicațiile respective. Nu odată vă mărturisesc că, de exemplu, la Muzeul Marinei Române exista și există în continuare colecția unui ziar al armei noastre, s-a numit Flota Patriei, care a continuat revista Marina Română și așa mai departe și până în 1980 a fost desființat.
dar era o cronică a activității cotidiene a marinei. Cei care de-a lungul anilor au răsfoit colecția au decupat fotografii cu nave sau cu alte evenimente și au distrus, au fragmentat această publicație, această colecție, care din păcate intră un singur exemplar. Deci iată încă o dată ce se poate face cu, prin această campanie de transfer în format electronic. Da, mărturisesc că nu pot să-mi reprim o întrebare. Dumneavoastră din 2002, primul volum a apărut în 2002. Da. Aproape constant, an de an, ați reușit să editați o carte, să scrieți o carte. Mi se pare așa un travaliu impresionant, ceea ce dovedește o pasiune dusă la dragoste pentru arma marină, să spun așa. Este foarte adevărat. Eu am avut șansa, cu ghilimele de rigoare, să fiu deturnat din intențiile mele de absolvent de gimnaziu, de la liceu militar de la Câmpul Lung Moldovenesc, pentru că era în județul meu, în Suceava, la cel militar de marină din Constanța, pentru că era nou înființat și avea o cifră de școlarizare mare. Dar nu regret nicio clipă, pentru că marea și marina au fost, mi-au fost predestinate. Ori pasiunea mea pentru scris și pentru istorie a fost întreținută de șansa pe care am avut-o, mai ales după 1990, să activez în presa militară, în presa marinei, timp de 8 ani. Fără să mă laud, am fost și sunt singur ofițer de marină care am activat în presa scrisă, în televiziune, ca operator, ca reporter, ca monteur și așa mai departe, și la radio Constanța, unde aveam emisiunea Scutul Dobrogei. După care, alții 8 ani la Muzeul Marinei, unde m-au copleșit, pe de o parte, exponatele în sine, dar și biblioteca, fondul de imagistic și memorialistic, plus poveștile pe care mi le împărtășeau de fiecare dată numeroși veterani marinari, care nu era zi să nu mă viziteze unul sau altul și să nu mi împărtășească. Chiar dacă unii îmi spuneau a doua oară sau a treia oară un episod sau două, ele mi-au rămas întipărite și de la mulți le-am preluat, chiar pe mulți sau o parte dintre ei am încurajat să le și scrie și le-au și publicat. Mai departe, ajungând la arhivele militare, unde documentele de arhivă erau mult mai accesibile, am continuat această muncă și am făcut din istoria marinei o preocupare constantă. Nu numărul lucrărilor este important, ci domeniile pe care am reușit să le identific, pentru că am evaluat ceea ce s-a scris până în 1990 și au fost lucrări valoroase în domeniul istoriei navale, dar a fost și un vid, pentru că în acea perioadă, spuneau muzeografii de cursă lungă, cu vechime, cu tradiție în Muzeul Marinei, trebuiau diverse aprobări, exista cenzura și așa mai departe. Ori după 1990, această libertate de a scrie mi-a facilitat modul acesta de exprimare și cred că am acoperit niște domenii în care erau puține lucrări sau chiar deloc. Deci, vorba profesorului universitar Valentin Ciorba, pe care l-am avut profesor de istorie și la Institutul de Marină și la Universitatea Ovidius, în istorie este loc pentru toată lumea. Într-un interviu declarați că poate cea mai dragă din cel mai drag din toate titlurile vă este Odiseea Navei Școală Constanța. Adevărat? Este foarte adevărat și urmărind zilele acestea aplicațiile multinaționale la care participă fregata Regele Ferdinand, un dragor maritim și alte nave de luptă ale forțelor navale și gruparea NATO care zilele acestea se află la Constanța, urmărind incidentele care s-au petrecut recent în Marea Mediterană între nave militare ale Turciei și ale Greciei și exodul de migranți din Mediterana, aproape că nu mi-închipui că în 2001 s-a putut face acel voiaj cultural în jurul Mediteranei cu un mesaj de pace.
A fost etichetată în fel și chip, aventură culturală, orgie culturală și așa mai departe. Cred că a fost ultimul periplu cu adevărat pacifist din Mediterana. Ori eu, care atunci eram șef de secție la Muzeul Marinei, trezindu-mă, cum să zic, desemnat să fiu, să asigur transparența, relațiile publice și să mă ocup și de protocol, am fost mai mult decât încântat. Iar asta a fost partea profesională a misiunii la care am participat timp de 3 luni, alături de familia Ogășanu, de Daniela Nane, de nume sonore din teatru din Marsilia, din Japonia și așa mai departe. Deci a fost un echipaj multicolor, multinațional și dovadă că, da, la bordul unei nave militare, care are specificul ei și de neconceput până în 1990, pot coabita, iată, poate coabita o comunitate pestriță, multiculturală, să spunem așa, care să subscrie la același ideal, care ar trebui să fie și în continuare pacea. Mai mult am avut privilegiu, și am mai spus-o și cu altă ocazie, ca în acea perioadă să împlinesc, să sărbătoresc ziua de naștere la împlinirea 40 de ani, tocmai în Palma de Mallorca. Credeți-mă că niciodată n-am avut vreun proiect ca să ajung acolo sau să mă gândesc că vreodată voi fi sărbătorit în Palma de Mallorca. Desigur, au fost și alte momente deosebite și m-au marcat. Și am spus, sunt dator, pentru că am avut această misiune și privilegiu să fac parte în echipaj, trebuie să las pentru posteritate mărturia acestei odisei. Ea s-a mai repetat și în 2013 și a mai fost și o variantă pe Dunăre, pe care am ratat-o, adică n-am știut chiar când s-a desfășurat, dar în schimb cele două ediții, 2001 și 2003, sunt reflectate în album. Deci, repet, a fost pentru mine o datorie și cred eu că, iată, la anul se împlinesc 20 de ani și chiar mă gândeam, dacă scăpăm de constrângerile pandemiei, poate facem o evocare la Muzeul Marinei, unde am mai făcut una la sfârșit, cu partenerii din Franța și cu actorii măcar din România, pentru că ne-a marcat această croazieră și pe unii și pe alții în sensul cel mai bun al cuvântului. Of, pandemie! Ce planuri frumoase, da! Întorcându-ne la campania de salvare a patrimoniului prin digitalizare, sunteți unul dintre aliații unor colecționari din Constanța. Cum se regăsesc ei în era aceasta digitală? Eu am avut o experiență plăcută, mai mult decât plăcută, cu o parte dintre colecționari care veneau cu proiecte, cu expoziții la Muzeul Marinei și desigur eu am fost deosebit de încântat să-i găzduiesc și să fur și eu din experiența și din temele, titlurile și exponatele lor de valoare. Țin minte, dacă nu greșesc, cred că doctorul Morar de la Tekergyol avea o colecție impresionantă de cărți despre Dobrogea și presă dobrogeană. În prezent sau în ultimii 10 ani am făcut chiar un parteneriat așa ad hoc cu 2 dintre colecționari. Este vorba despre ofițerul de marină Gabriel Octavian Nicolae, care nu are nicio legătură neapărat cu publicistica, decât pasiunea lui de a colecționa carte poștală, fotografii, documente, publicații despre Dobrogea, despre minorități, despre marina militară și comercială. Și împreună am fondat o colecție, Povești marinărești, în care au apărut deja 3 titluri. Deci în 2010 am editat volumul Marina Militară Română 1860, care este anul de constituire al Corpului Flotilei, ceea ce înseamnă astăzi Forțele Navale, până în 2010. A urmat Mircea Voievodul Velelor, un volum, un album dedicat exclusiv celor 2 nave școală și iată, în următoarele zile trebuie să sosească de la tipar, de la București, cel de-al treilea album din colecție dedicat Serviciului Maritim Român, prima noastră companie de navigație maritimă, care a avut o durată de viață de 50 de ani, din 1895 până în 1945,
de la înființarea căreia s-au împlinit anul acesta 125 de ani. Și desigur mai vrem să continuăm această colecție. Partenerii mei au spus până la numărul 5, eu am zis până la numărul 10, o să vedem. Ni s-a alăturat anul acesta, de asta spuneam că sunt mai mulți colecționari, și inginerul Gheorghe Stănescu, care lucrează în domeniul petrolier, care este ploieștean la origine, dar este unul dintre mari colecționari în istoria Dobrogei. O face pur și simplu din pasiune și ceea ce le este caracteristic și unuia și altuia, faptul că au o generozitate debordantă. Orice le-aș cere, nu ezită să-mi pună la dispoziție. Asta ca să fiu răutăcios, să fac o comparație cu unele instituții care sunt plătite să vină în întâmpinarea specialiștilor sau a celor interesați. Dar revin. Acești colecționari nu trebuie, eu nu i-am considerat niciodată ca niște concurenți a instituțiilor care au această preocupare, cum era Muzeul Marinei Române. De exemplu, l-am cunoscut în acea perioadă și am fost într-o relație deosebită cu inginerul Cristian Crăciunuiu. El este cel care a fondat revista Modelism Internațional, a avut o editură cu acest nume, Modelism, chiar prima monografie a Muzeului Marinei, în 1999, am editat-o la subsigla editurii sale, la București. Am fost la domnia sa acasă, invitat, și am rămas surprins de faptul că deținea și, un fond impresionant de carte veche, de periodice, de uniforme, medalistică și orice avea legătura cu marina și aviația. Au fost cele două mari pasiuni ale lui. Spun că au fost pentru că a încetat de viață acum 2-3 ani. Am încercat să iau legătura cu soția, cu doamna, Cristina Crăciunoiu, care i-a fost parteneră și a marșat pe același sentiment pro-marină și pro-aviație, în ideea în care acel patrimoniu trebuie neapărat să fie direcționat, indiferent sub ce formă, achiziție sau donație, spre cele două muzee de profil din România. Pentru că, repet, el a profitat de faptul că după 1947, după 1950, liderii celor două categorii de forțe înfrățite, care au activat în Ministerul Aerilor și Marine, vorbesc de aviație și marină, acei lideri s-au pensionat și au trăit în București, unde erau comandamentele în perioada celui de-a doilea război mondial. Ori el a avut acces direct, nemijlocit, nelimitat la acele personalități, le-a vizitat și a obținut foarte multe documente, mărturii, fotografii, memorii, și pe unele le-a valorificat, le-a publicat, pe altele le deține în original. Și de asta spun, ar fi păcat să se irosească sau să se împrăștie. Deci iată respectul și considerația mea pentru acești colecționari care vin să completeze ceea ce fac instituțiile de profil, că sunt arhive, că sunt muzee, case memorialistice și așa mai departe. Da. Dincolo de pasiunea scrisului, sunteți și redactor șef la 3 publicații. Misiunea și Cap Compas, care apar în format print, și una online, Magazin Nautic. Care considerați că este viitorul presei și al tipăriturilor? Da, aici este o mare dilemă. N-aș putea să vă dau un răspuns pe termen mediu sau lung. Mă gândesc doar la ziua de mâine, cum se spune. Revenind, sau cum avem noi o vorbă, văzând și făcând. Văzând și făcând. Eu, fiind elev la Liceul Militar de Marină și având deoarece aplecare spre scris, am fost cooptat în revista Liceul Militar de Marină, care se numea Catarge la Orizont. Ulterior și în Institutul de Marină la Orizonturi Marine, cele două reviste școlare. Și în liceu fiind, am scris un articol la un moment dat la Gazeta de Perete. Era o formă de propagandă uzitată în epocă. Despre trăirile mele la prima ședință de tragere cu pistolul mitralier în poligonul de la Capul Mitia, pe timp de noapte, vă dați seama, în vâietul mării și în semi-întunericul ăla, cu dită mai pistolul, eu care la țară nu trăsesem decât cu praștia și cu arcul cu săgeți. Și unul din redactorii gazetei Flota Patriei, nu mai știu exact dacă a fost comandorul Ilie Manole sau
Ion Ciubucă sau Vasile Iordache, că era o triadă acolo de oameni de talent care au și confirmat ulterior, pur și simplu a luat acel articol de sub geamul de la gazeta de perete și pentru că primeam fiecare clasă vreo 10 exemplare, cum apărea joia, un coleg de-al meu mai curios să răsfoiască gazeta, zice, băi, ziaristule, nu știu ce s-a întâmplat. Și văd acolo mirosul prafului de pușcă, elev Marian Moșneagu. Asta ca să vă spun de unde a început cariera mea jurnalistică. Am continuat în perioada Institutului, chiar în primul an, Gheorghe Constantinescu de la Dobrogea Nouă m-a cooptat într-un colectiv care trebuia să facem un colaj în aniversar în Dobrogea Nouă și după ce a văzut cum am scris, a zis nu vrei să devii colaboratorul nostru și așa am intrat sub aripa ziaristului constanțean Costin Constandache, cel care realiza rubrica Oameni sub semnul Ancorei și care, nota bene, peste ani, adică în 1990, avea să devină secretar general de redacție la redacția Marina Română pe care am fondat-o împreună cu echipa de atunci. Deci iată parcursul meu, după care desigur am fost fie membru în colegiul de redacție, fie redactor șef la diferite publicații de profil. Acum fiind pensionar, am avut această ofertă, deși mărturisesc că mi-este greu să lucrez pentru o revistă. Dar minte pentru trei, dar am fost încurajat și susținut în acest demers. Pe scurt, revista Misiunea este publicația anuală a Centrului de Cercetare a Conlucrării dintre Biserica Ortodoxă și Armata României, general Paul Teodorescu, centru care a fost fondat de profesorul universitar Valentin Ciorbea și are sediul la mănăstirea dintr-un lemn din Comuna Frâncești, județul Vâlcea, mănăstire care este dedicată omagierii eroilor marinei și aviației. Domnia sa a reactivat legătura afectivă și, să spunem așa, religioasă dintre categorie de forțe și această mănăstire, unde Maica Stariță Oprea este un manager în sensul adevărat al cuvântului și a adus la lumină acest lăcaș de cult. Și iată că de 7 ani sunt redactor șef, desigur, cot la cot, umăr la umăr cu domnul profesor Ciorbea și am reușit cu eforturi deosebite să scoatem ediții print inclusiv la numărul 7. Vom vedea în anii următori. Inclusiv o monografie ați reușit. Monografia este opera domniei sale, un proiect pe care și l-a asumat și l-a realizat în forma cea mai elegantă posibilă. Dar vom continua, deși și aici suntem limitați, pentru că de fiecare dată, în fiecare an, înainte de 29 iunie, de ziua mea, dar vorba de Sfântul Petru și Pavel, pentru că Paul Teodorescu și serba onomastică atunci, organizam și o sesiune de comunicări științifice, prilej cu care lansam și nou număr, la care avem pe puțin 40-45 de colaboratori valoroși, ca o dovadă că revista noastră depășește 300 de pagini. Deci, practic, este un tom. Un volum în sine. Dar din cauza pandemiei am renunțat la simpozion și comunicarea este exclusiv online, dar revista apare și în format print și desigur se află și pe site-ul mănăstirii și pe site-ul Academiei Oamenilor de Știință pentru că apare sub girul acestei instituții. Cât privește cealaltă revistă care apare print, sunt relativ recent cuplat la direcția ei de către Sindicatul Liber al Navigatorilor, unde am fost onorat să intru în această echipă. Sunt camarazi de-ai mei, chiar dacă sunt mai mari în promoție, absolvenția Institutului de Marină, luptă pentru drepturile navigatorilor români care sunt împrăștiați în toată lumea și fiind la companii străine suportă de multe ori șocuri și tot felul de evenimente, unele la limită. Și am încercat să îndulcim, într-un fel, viața lor prin această publicație, care apare în condiții grafice deosebite și cu o tematică destul de atractivă. Deci mi-a făcut plăcere. Pe de altă parte, deși eu recunosc, nu sunt un practicant sau n-am fost un practicant al sporturilor nautice, Dan Mihăiescu de la presa noastră centrală m-a cuplat la Clubul Nautic Român cu sediul la Techirghiol și
asigur, să spunem așa, o apariție constantă a magazinului nautic, care este exclusiv online, pentru că sporturile nautice sunt parte a activității marinarilor în mod deosebit, deși nu a fost apanajul exclusiv al marinarilor. Deci, în ceea ce privește viitorul, spuneam, este greu de spus, pentru că toată lumea a realizat că este mult mai facil dimineața la cafea să accesezi presa locală, centrală, publicațiile care te pasionează sau te interesează. Pe de altă parte, eu care n-am făcut un scop în sine de a colecționa, pentru că nici spațiul apartamentului în care locuiesc nu mai îmi permite lucrul acesta, când găsesc o publicație veche, nu ezit să o achiziționez. De asta spun, sau iată, experiența de la Ziua de Constanța, rubrica Lumea Marinarilor, care are deja o existență. Majoritatea celor despre care scriu sunt seniori, trecuți de 70, 80, 90 de ani. Îi deranjez, îi vizitez când am putut să-i vizitez, mă documentez, iau de la ei documente, fotografii și așa mai departe. Și când îi anunț că o să apară vinerea viitoare sau a apărut vinerea aceasta, vreau și eu ziarul. Și mi este câteodată incomod, ca să nu spun jenă, să le spun: domnul amiral sau domnul comandor sau domnul comand de cursă lungă, nu apare în format print. Puteți accesa online. Zice, păi eu nu butonez, nu folosesc Facebook-ul sau nu toți au această abilitate, să spunem. Și de asta spun, cred că traversăm această etapă condiționați de era tehnologică pe care o trăim, a informatizării, asta nu putem să o ignorăm, doi, și limitați de pandemie. Înclin să cred că publicații culturale de ținută, de prestigiu, chiar și publicații locale vor apărea și în ediții print, chiar dacă nu zilnic sau lunar și așa mai departe, măcar o ediție aniversară, o ediție de lux și așa mai departe. Iar în ceea ce privește viitorul cărții, pentru că și aici eu, care public în continuare, mă căznesc să găsesc cea mai bună formulă și mă întreb, oare mai merită să scot 500 de exemplare și să mă umplu balconul până la refuz cu ele? Pentru că fac o paranteză. Am perceput acest recul pe cont propriu aici în Constanța. De exemplu, din studenție, când ieșeam în centru, mă opream la librăria Mihai Eminescu, fără doar și poate, mă opream la Cartea Rusă, care era tot central și mă uitam la raft și așa mai departe, mai căutam o carte de interes, de marină și așa mai departe. Iată, există câteva librării celebre, nu dăm nume, care sunt la mall, pentru că acum toată lumea se îndreaptă spre mall. Care fac prea puțină vânzare de carte. Și în oraș. Una sau două, una singură care mi-a acceptat să-mi expună vreo trei titluri, în ideea în care să fie accesibilă publicul, nu ca să mă îmbogățesc eu. Dar în orașul de la mare, unde Eminescu are statuie pe faleză, din perioada interbelică, a dispărut celebra librărie Mihai Eminescu, care a fost cândva vis-a-vis de Tomis, sau toată a fost exilată pe Ștefan cel Mare, mai încolo, mai spre arhive, și la un moment dat, când a dispărut, nu mai știu cum o chema pe doamna directoare, care era soția unui ofițer din Marina Militară, s-a pensionat domnia sa, a dispărut și librăria. Revin, cartea scrisă va supraviețui sub o formă sau alta, deși paradoxal este o explozie de publicații tipărite, de cărți, din varii domenii, traduceri și așa mai departe. E o competiție. Cred că va fi cazul, sau în viitor, vor fi numere sau titluri mai puține, dar vor câștiga condițiile grafice. Eu am avut ocazia să merg la Sulina, unde am și lucrat un an de zile, cu acțiunea Ligii Navale, un simpozion. Și
persoana noastră de contact din acest oraș izolat de lume, orașul lui Jean Bart, persoana noastră de contact era o distinsă doamnă bibliotecară, Ilinca Mihăilă, care s-a pensionat cred că anul acesta, bibliotecară la Biblioteca Orășenească Jean Bart din cadrul Centrului de Cultură Sulina. Ea s-a ocupat de organizare, de contactul cu liceul de acolo, cu copiii, cu Liga Navală, că a fost o subfilială acolo care a rezistat o perioadă de timp. Și într-una din periplurile noastre, din escalele noastre la Sulina, ne-a făcut o surpriză. O expoziție de carte veche care m-a cucerit. Nu știam la care să mă mai uit. Nu mă gândeam că în Sulina poți să găsești asemenea bijuterii. Erau bijuterii în adevăratul sens al cuvântului, adică, repet, mai văzusem și o carte veche, carte rară și așa mai departe. Și până am găsit și explicația. Sulina a fost în secolul XIX fieful unor consulate străine, unor agenți comerciali, oameni de toate naționalitățile, oameni de cultură, elită. Și așa au venit acele cărți. După care, chiar dacă el a pus încet, încet, s-a stins flacăra aceasta, au rămas. Orașul fiind blocat, izolat, pentru că blocat în sensul că am trăit o iarnă acolo și Dunărea înghețase și vreo două săptămâni nu s-a mișcat nimic. Ei, s-au păstrat ca pentru o minune. Doamna fiind sulineancă, știa cine sunt potențiale deținători și cu greu spunea, deci n-am obținut decât pentru 3 zile aceste lucruri. Deci, ce mi s-a părut deosebit? Indiferent că era carte religioasă, erau atlase, erau, știu eu, dicționare, enciclopedii și mai departe, sau beletristică. Ferecătura lor, unele erau cu copertă de piele originală, cu un scris, un relief, cu cheițe care se închideau, se deschideau, colțare metalice de bronz, aurii, argintii și așa mai departe, unele niște casete, încât mi-au luat ochii, m-au cucerit. De muzeu sunt chiar. De muzeu, de patrimoniu. Și de asta spun, asemenea lucrări sunt cu siguranță în foarte multe locuri și în colecții particulare. Eu mai sunt atent la cei care vând, care sunt oferte suficiente în online, pentru că un alt aspect, au dispărut din Constanța până și cele 2-3 anticariate care erau ținute de oameni iubitori de carte și unde găseai nu numai o persoană care să discuți orice din domeniul cărții și orice titlu, avea un răspuns și spunea și ediția pe care o are sau pe care a avut-o, a vândut-o recent, dar ei erau cei care perpetuau acest spirit și au dispărut din păcate, dar ele încă mai există și ține tot de civism, tot de educație, tot de cultura noastră, știu eu, ca individuală sau de comunitară. Am găsit ieri, nu mai departe, pe o rețea, o fotografie în care cetățeanul, nu-i mai rețin numele, spune, iată ce document am găsit lângă o ghenă de gunoi. Ce credeți că era? O diplomă a Ligii Navale Române cu o grafică superbă care a fost donată de Ziua Marinei 15 august 1934 unui distins domn Ionescu care era șef mecanic pe remorcherul Amarilis și participase la salvarea echipajului vasului Santorini care naufragiase. Acum stau să mă gândesc. Cu siguranță posesorul acelei diplome nu mai există. Dar mă gândesc că urmașilor lui cu siguranță și-au dat seama că este un document. Suntem în orașul în care există Muzeul Național al Marinei Române. Eu m-aș fi dus, chiar și în condiția de pandemie, sau aș fi sunat. Domnilor, vă interesează hârtiile astea, documentele astea? Nu le-aș arunca chiar la ghenă. După cum, în alte situații, tot așa fotografii postate de oameni care iubesc cartea, în care arătau un morman de cărți puse tot lângă ghena de gunoi. Mă întreb, domnule, sunt atâtea școli, licee, facultăți, știu eu, suni la biblioteca județeană. Sau sunt aceste asociații care trimit cărți în Republica Moldova, în limba română. Da, domnule, deschidem o cutie a Pandorei. Este un subiect
dureros. Deci revin încă o dată și subliniez, atitudinea este foarte importantă. Și cultura, cât de mic acolo trebuie să știi ce ai de făcut cu valorile pe care le ai în casă. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi și vă doresc mult succes și să ne revedem sănătoși. Cu multă plăcere și eu multă sănătate și, cum spunem noi marinari, bun cartă înainte.